Vladimir Plahotniuc sancționat de Uniunea Europeană pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, dat în judecată Consiliul Uniunii Europene. Mai exact, Plahotniuc cere Consiliului anularea deciziei din 30 mai, prin care i-au fost impuse restricțiile, dar și achitarea cheltuielilor de judecată. Fostul lider al Partidului Democrat invocă două motive. Primul, întemeiat pe erori de apreciere, și al doilea, pe încălcarea drepturilor recunoscute reclamantului în baza tratatului privind Uniunea Europeană. Reamintim că la sfârșitul lunii mai, Uniunea Europeană a adoptat o hotărâre prin care Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber și Igor Cioaica au fost sancționați pentru acțiuni menite să destabilizeze și să amenințe suveranitatea și independența Republicii Moldova. Restricțiile presupun interdicții de călătorie, înghețarea activelor și interzicerea cetățenilor și companiilor din UE să le pună la dispoziție resurse financiare.